Sper, da. Nu mă bucur foarte mult că am dat vreo gol, dar am zis și înainte că mai important este că am câștigat pentru echipă și pentru club. Cum e situația? Acum v-ați mai liniștit puțin? Ați urcat în clasament? Eu încă nu m-am uitat la clasament, cred că da, eu sper că asta, locul 10, da, sper că nu o să fie prea multe presiune acum în următoarele etape, dar mai avem treabă. Ținte așa în formă, simți că poți să redevii jucătorul care a fost odată pe aici la uși să... Sper, da, dar până acolo mai e un drum lung și, da, nu știu, acum... Mai important, cum am zis, e echipa și să ajungem la obiectivul care ne-am pus și după aia să vedem ce se întâmplă cu mine. Tu ai contract cu Universitatea Cluj până la vacanțele care încep să te simți bine aici, te gândești să prelungești? Păi, da, se poate. Eu nu m-am gândit până acum la acest lucru. Eu nici n-am vorbit nici cu antrenorul, nici cu Vlad Munteanu, dar să vedem dacă, cum am zis, dacă ne salvăm de la retrogradare, să vedem ce se întâmplă. E teamă că ați putea pierde 3 puncte și... Cu Poli Timișoara. Nu știu, eu așa cum am înțeles eu că nu sunt în pericol aceste 3 puncte. Sper că să nu le pierdem. Așa am înțeles eu, dar eu nu m-am băgat prea mult. 5 etape rămase, cam de câte puncte mai aveți nevoie pentru a vă salva de la retrogradare? Câte avem acum? 6, nu? 35, sper încă 4, 6, să vedem, nu știu. Dar normal se spune că 40 trebuie să ajung. Vreau să vedem dacă această depuntare pe care ați primit-o cu Concordia Craiova v-a motivat în plus pentru meciul din această seară? Nu știu dacă a fost motivație, dar am vorbit despre acest lucru și știm și noi că a fost ceva ciudat și am jucat și în această seară am jucat și noi pentru un atac, că săracul de el e băgat acolo în mijloc și nu e vina lui și am gândit mai mult la lui decât la acest punct. Cum ți s-a spune despre toată situația asta? El n-a vorbit prea mult, n-a zis nimic. Dar așa cum am înțeles, eu nici el n-a știut ce s-a întâmplat și da, se vede că e foarte trist. Cum ți s-a părut Vaslui în seara asta? O echipă obosită, o echipă demotivată, probabil știi prin ce situație trec. Da, eu cred că nu au jucat 100% cu noi azi. Eu cred că are o valoare foarte, foarte mare echipa asta. S-a văzut și azi în câteva faze, așa s-a văzut că e o echipă foarte bună, dar eu cred că la 90 minute nu au arătat ce pot e. Și voi ați profitat și de situația cred asta? Cred că da. Da. Cred că tot noi asta putem face în un interviu. Da.